Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, Agricultura la Raport. Începem o nouă săptămână, o începem exact pe 1 decembrie, ziua Unirii. O să vedem cam ce serbează unii dintre românii în această zi de 1 decembrie. Unii, așa cum o să vedeți în voxul realizat de colegii mei, unii sărbătoresc, mă rog, fasole, ciolan afumat și alte bucurii de-astea culinare. Mă rog, nu trebuie să judecăm pe nimeni. Fiecare înțelege momentul așa cum dorește să-l înțeleagă. Ce-i mai trist că facem în fiecare an, de vreo 96 de ani, să spunem, aniversăm acest moment al Unirii, însă, deocamdată, o relație adevărată, o relație vitală, adevărată, așa cum se cade, raportat la momentul Unirii, deocamdată nu avem. Nu avem acea conștiință a unității, nu suntem în stare, din nefericire, să ne unim nici măcar doi sau trei în numele unei idei valoroase. Și abia pe urmă să creștem așa, de la celulă la celulă, spre o țesătură, una fundamentală, una pe care poți să o transform la un moment dat, nu știu, în haină. O iei pe tine atunci când e vremea grea, atunci când e vremea nepotrivită și ține de cald sau de frig. Vorbim de 1 decembrie, un 1 decembrie care, din nefericire, nu-și mai arată decât lozincile. Suntem foarte enfatici, m-am uitat și de dimineață pe toate canalele de televiziune, peste tot un entuziasm nepereche, un entuziasm care ai senzația că nu poate să se nască într-o dimineață sau într-o noapte de 30 noiembrie spre 1 decembrie, ci ai senzația că cu siguranță el dospește de foarte multă vreme și acum, pe 1 decembrie, e ca o pâine rumenă pe care o scoți din cuptor, așa, aburindă, gata să o înșfaci și să o pui pe masa familiei tale, a copiilor tăi sau a națiunii tale. Foarte mult entuziasm, un entuziasm care, din păcate, a doua zi ne părăsește parcă cu desăvârșire. Acel sentiment de 1 decembrie, de unitate națională, de unitate spirituală, parcă e așa, făcut să se cheltuie tot în câteva ceasuri de transmisiuni în direct la televizor, în câteva parade militare și în câteva, nu știu, raiduri aeriene, dacă se mai pot face. Astăzi n-a fost cazul, pentru că nu a fost vremea prielnică. Și acum, de vreun ceas, cred că s-a întâmplat cam în toată țara, așa ca în filmele alea care dau sugestii ușor, cam filmele de dragoste, să spun, să nu folosesc alt termen, cu focuri de artificii. Știți, pe la 8 seara de obicei se dă cu artificii în toată țara și spui, bă, ce moment senzațional, suntem extrem de fericiți, suntem o națiune care are aceleași idei, aceleași valori și același ideal de generație. Nu suntem o generație, din păcate, cu ideal de generație, așa cum au fost cele de la 1918, cum au fost cele de la 1948, 1848 sau și mai devreme. Din nefericire, ne consumăm, nu știu, entuziasmul, spectacolul și antrenul ăsta pe care ne-l generează apartenența la o... Nici nu știu cum să-i spun, așa, din Gustav... am o mică sincopă de memorie, acel care vorbea, de acel sociolog care vorbea de psihologia mulțimilor. Suntem pasionați de hai să ne adunăm la oaltă, dar mâine ne vedem fiecare de treabă. Ori, soluția, cred că, într-o Românie, într-orice țară, până la urmă, ca un neam să fie unul puternic, să se impună într-un context internațional, e aceea de a face în așa fel încât să-ți dozezi energia de la 1 decembrie, să te țină până la următorul 1 decembrie, să ai sentimentul că ești la oaltă cu celălalt, de la un început până la celălalt, până la finalul drumului. Vorbim despre ce a rămas din România. O Românie, dincolo de lozinca 1 decembrie, ziua Unității Naționale, o Românie din care, rând pe rând, au dispărut resurse naturale, au dispărut, mă rog, nu la modul fizic, ci economic, contabil. Au dispărut gaze, au dispărut petrol, dispare pământ din România, dispare cam tot ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat, să spunem, ca resursă de viață, de trai, în acest spațiu în care trăim. Vorbim despre aceste lucruri împreună cu doamna Viviana Vasile, șefa Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, căreia îi mulțumesc că este alături de noi și în această seară. Sărut mâna! Bună seara! Cu domnul profesor universitar Gabriel Popescu,
de la Academia de Științe Economice, directorul Departamentului de Economie Alimentară din cadrul ASE, specialist în economie și politică agricolă, de asemenea în politici agricole comune. Domnule profesor, mulțumesc pentru prezență. Și vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să plecăm, domnule profesor, de la această zi de 1 decembrie, o zi pe care, nu știu, unii spun că sunt mândri, că sunt români, astăzi, ca și când ar trebui să facem, nu știu, ziua ochilor albaștri și să întrebăm, sunteți mândri că aveți ochi albaștri? Și desigur, lumea, oamenii în general spun, domnule, sunt mândru că sunt român, e ca și cum ar spune din punctul meu de vedere, sunt mândru că am ochi albaștri, sunt mândru că sunt blond, că sunt blondă, deși blondele sculite în ziua de astăzi nu se mai pot lăuda cu acest lucru. Spuneți-ne, unde e realitatea asta la 1 decembrie de pe care, nu știu, stăm, clamăm la televizor că suntem de uniți, că suntem de, nu știu, de speciali în raport cu alții din alte părți ale acestei lumi. Ne credem de 1 decembrie și mai deștepți, și mai frumoși, și mai inteligenți, și mai buni, și mai generoși. Ne credem într-un fel fără de fel. Eu vă propun o altă abordare. Eu vă propun o altă abordare pentru că evenimentul de astăzi marchează 96 de ani de la Marele Act al Unirii, act care în planul faptelor concrete al politicilor economice din agricultură a fost răsplătit cu cea mai mare reformă agrară din România și din Europa. Atunci, în 1921, pentru țăranii care au participat pe front, pentru văduvele celor dispăruți, pentru orfanii celor dispăruți, pentru cei care au luptat, s-au alocat peste 6.600.000 de hectare de terenuri agricole, preluate de la marea proprietate și acordate micii gospodării țărănești. În fapt, arhitectura structurală de astăzi din agricultură se datorează acestei mari reforme agrare. Dar foarte puțin știu că această reformă agrară a avut un mare caracter social înainte de toate, pentru că prin ea am realizat sau s-a realizat atunci un echilibru demografic pe toată suprafața României cu județele de sud, Ialomița, Brăila, Călăraș, Dobrogea, Cadrilaterul și partea cealaltă, cele trei județe din sud, Basarabiei, Cahul, Ismailul și Bolgradu, unde s-a realizat o dispunere uniformă sau aproape uniformă a populației agricole prin această reformă agrară. A fost cea mai mare din Europa, repet. Foarte puțin știu lucrul acesta. De 6.600.000 de hectare au fost luate din proprietatea cui, domnule? Și asta este o altă poveste. Vedeți, cine a fost lăsat din afară? Adică cine a suferit? Cine a plâns la reforma asta? Nu a suferit nimeni. Nu a suferit nimeni. Noi am avut primele trei mari reforme agrare. 1864, 1921 și 1945 a presupus preluarea de la marea proprietate și acordarea terenului către țăranii cu pământ puțin sau fără. În fapt, toate reformele agrare au fost acte sociale înainte de a fi dispoziții sau decizii economice. Dar trebuie să știți că marea proprietate deposedată de terenuri nu a fost deposedată cu titlu gratuit, ci prin răscumpărare. Iar proprietăriții nu au primit terenul gratuit, ci și-au răscumpărat proprietățile. De această cauză, reformele, primele trei reforme agrare, sunt reforme, noi spunem în termeni economici, sunt acte, dincolo de piața funciară, sunt acțiuni care au de decizii economice care au fost așezate pe principii clare ale de piață. De această cauză ele s-au dovedit perene, s-au dovedit eficiente. Deci nu au fost cadouri. Nu li s-a luat și a spus, uite, e 1 decembrie, vine Moș Niculaș, Crăciunul, vă face și vouă niște cadouri, așa, ca să vă simțiți bine, sub brăduț, primiți 3 hectare de pământ, 3 hectare jumătate. Iar în toată această translare de la marea către mica proprietate,
puterea publică, statul s-a implicat direct. Între cei doi actori nu a existat nicio relație niciodată. Pământul a fost preluat de la marea proprietate, trecut în proprietatea statului și numai după aceea a fost redistribuit către mica gospodărie. Bun, dar preluarea de la marea proprietate la stat, a spus, nu s-a făcut pe degeaba, adică au fost niște răscumpărări. S-au făcut răscumpărări, iar ei erau terenurile se... Adică statul a cumpărat, domnule profesor, cumpărat nimic. Sau cum nu se întâmplă? Ca să priceapă tot românul. Statul a arbitrat relațiile dintre noi, dintre cei doi actori. El s-a implicat în mod direct. A preluat terenurile și le-a redistribuit. În același timp a preluat despăgubirile de la răscumpărările de la împroprietăriți, la beneficiari și le-a acordat celor deposedați. Adică țăranul ăla român, câți ori fi fost ei, nu știu câți au fost la reformă împroprietăriți, și-au plătit acel teren? Obligatoriu, toți. Da. Și aceste despăgubiri trebuiau să... răscumpărările trebuiau achitate în termen de 15 ani. După 15 ani s-a constatat că nu în toți și-au acordat despăgubiri. N-a fost un termen rezonabil, da, să spunem. Sau mai ba da, au fost termene rezonabile. Vedeți că în sensul că unii au rămas, adică n-au fost în capacitatea de a plăti... De a plăti, din vari motive. Atunci s-au mai acordat un termen de grație de încă 10 ani. Și numai după aceea, vorbesc de prima reformă a lui Cuza, și numai după aceea, după 25 de ani, statul, pentru că el era un garant prin Constituție și a luat obligația de a răscumpăra, de a acorda despăgubirile în totalitate către deposedați și de a stinge litigiile față de... Dacă l-ați pomenit, domnule profesor, pe Cuza și pomenim iarăși acea lege a secularizării, care nu înseamnă, nu știu, în mintea mea cel puțin, nu sunt foarte pregătit pe domeniul ăsta, nu știu, n-a însemnat preluarea, cum să spune așa, peste capul bisericii, a mănăstirilor și mai departe, a averilor, a proprietăților și împărțite mai departe. Pentru că unii din biserică, de pildă, cum să spun eu, se uită cu drag la Cuza, dar îl antipatizează în același timp și spune să ne mai lase Cuza ăsta în pace, că ne-a făcut viața grea. Este un litigiu al istoriei sorană care nu este nici acum închisă. Mulți deci boli incurabile avem încă de atunci, da. Economic vorbind așa și... Datoria față de instituțiile de cu se pare că încă n-a fost achitată, dar este o cutie, luați-o cu notă de beneficiu. A se înțelege, acțiunea de a seculariza averile mănăstirești, termenul preluat de istorie și așa cum îl găsim în istorie, a fost o acțiune de mare curaj. A fost o acțiune de mare curaj pentru că România era unită, își căuta drumurile către progres, către lumea civilizată. Principala resursă a economiei era agricultura, dar agricultura stătea pe pământ. Dar pământul nu era al românilor. 1.000.000 de hectare sau au fost adunate, a fost masa partajabilă a reformei lui Cuza, respectiv cu Cogălnicianul, deoarece Cogălnicianul a fost artizanul, arhitectul acelui. A fost primul act în 1862, secularizarea, și în 1864, preluarea de la Marea Boierimă a moșiilor în plus față de ori. Ei au rămas fiecare cu o moșie. Restul le-au cedat. Le-au cedat de bună voie. Când și în 1921, marea proprietate a rămas la numai mult de 100 de hectare. 100 de hectare sau 160 de hectare. Asta înțelege? Asta era plafonul maxim. Asta era plafonul. Dar ei au făcut-o, au făcut-o fără tensiuni. Păi de ce erau sătui, domnule profesor? Nu erau. Au conștientizat că modernizarea economiei, modernizarea, aveau nevoie de stabilitate socială. Păi și nu s-au înșelat, domnule profesor? Nu s-au înșelat. De ce vă întreb asta? Mă uit astăzi la o România paradoxurilor în context european, în care ai cele mai mici, după Lituania, sau cele mai sub noi ca nivel de proprietate, iar România este țara cu cele mai mici proprietăți, mă rog, 3,5 hectare media, da? Dar avem în aceeași vreme și cele mai mari proprietăți din Europa. 60.000 de hectare, 40.000 de hectare, 50.000 de hectare. Ori iată că boierii ăștia noi de astăzi se pare că n-au prea înțeles mare lucru din ceea ce înseamnă motorul dezvoltării, a progresului, așa cum spuneți dumneavoastră. A spus una din cele mai mari probleme pe care... viitorul va trebui să-l deconteze, să ne deconteze greșelile noastre. Deci, repet, primele trei reforme agrare au dat câștig de cauză celor mulți. Nu sunt adeptul celor mulți în sens al binefacerii, nu. E vorba de stabilitatea socială. Ori în economie nu ai progres fără stabilitatea socială.
experiența istorică nu ne-a învățat sau pentru moment nu este lecție pentru decidenți. N-am decodat-o încă, n-am decriptat. Fapt este că astăzi suntem pe un drum, zic eu, cu foarte mari pericole. Și înainte de toate, eu sunt economist, pericole sociale, repet, sunt marile proprietăți generează pungi de sărăcie. Asta pungi e harta sărăciei. Marile proprietăți și sărăcia din Lucie. Sunt pentru marea proprietate, pentru că ea este purtătoare de progres, este locomotiva progresului. Agricultură industrială, agricultură performantă. Cu ea putem merge către o piață a performanțelor. Dar aici lucrurile trebuiau gestionate într-o formă sau în raporturi raționale. Nu este permis să ai o moșie de o exploatație de 60.000 de hectare, 50.000 de hectare, 26.000 de hectare pe suprafață la 2-3 comune în care dimensiunea medie a unei exploatații de 2,3 sau 3 hectare. Deci raporturi colosale. Este un semnal de alarmă și nu e prima dată când eu vorbesc și abordez acest subiect. Raporturile dintre marea și mica exploatare sau tendința de a se concentra terenurile pe mari suprafețe, deoarece această bipolarizare și accentuarea sau disproporția acestea mari pot conduce în timp la factori de risc foarte mari. Foarte mari și greu gestionabil din punct de vedere al decidenților sau politicilor economice. Doamna Vasile, pace socială, spuneați dumneavoastră stabilitate socială. Eu vorbesc de stabilitate, nu de pace socială. Mă rog, pacea socială a fost câștigată în România gândindu-ne la cele 4 milioane de gospodării câte le are România în momentul de față, atât avem în mediul rural, nu? A fost nici nu câștigată neapărat, a fost cumva o consecință, faptul că România a fost distribuită în felul acesta și criza care a trecut peste România a fost, să spunem, relativ mai ușoară ca grade seismice pe scara economiei, pentru că omul avea acolo autonomia lui. Așa a trăit dintotdeauna, aia 4 milioane de oameni nu se bizuiau nici pe veniturile de la guvern, nici pe politicile agricole strălucite pe care România le-ar fi avut până acum, ci se bizuiau pe ceea ce își câștiga el în propria ogradă, și-a trasat singur nevoile, a spus, bă, suntem de la un an la altul, să spunem, relativ predictibili. În ce măsură, doamna Vasile, ceea ce, nu știu, avem în momentul de față, avem ca politica agricolă de dezvoltare rurală în România, va, nu știu, facilita conservarea, dacă vreți, a acestei stări de fapt în România? Pentru că eu mă gândesc în felul următor, dacă de mâine din aceste 4 milioane de gospodării, 3 milioane, să spunem, intră așa pe lavița istoriei și spun, bă, pas, nu mai aveți ce căuta în agricultură, pentru că facem ce spuneați, domnule profesor, purcedem la comasări, purcedem la arendări, purcedem la tot ce vrem. Mă întreb cum ar arăta o Românie care ar deveni extrem de adunată la oaltă în proprietăți mari, dacă nu cumva întreaga România ar deveni o hartă, pe de o parte, a bogaților care fac agricultură industrială și o hartă în același timp a sărăciei Lucie. Cam ce ne așteaptă din perspectiva unei politici agricole în viitor în domeniul ăsta? E o întrebare delicată pentru că toată lumea are foarte multe așteptări de la aceste fonduri europene și în primul rând pentru că sunt singurele programe naționale care funcționează. Adică ele sunt fonduri europene constituite în cadrul unui program național de dezvoltare rurală. Ele au niște obiective care merg mai mult sau mai puțin aliniate obiectivelor europene. Dar pe lângă acest program național finanțat din fonduri europene, România nu mai are un program național finanțat de la bugetul de stat care să pun accentul pe aceste probleme de structură. Și atunci toată lumea își creează foarte mare așteptări de acest program național de dezvoltare rurală, care încearcă să rezolve o multitudine de probleme. Și ca orice lucru pe care îl propunem și care are foarte mari, cum să vă spun, obiective,
din păcate, nu a putut să le obții pe toate. Și zic din păcate pentru că subiectul pe care l-ați ridicat în această seară este chiar unul dintre cele mai dureroase, pentru că deși fondurile europene se adresează în parte micilor fermieri, ei nu vor putea să atingă, ele nu vor putea să zic așa, să ajungă decât în buzunarele a câtorva maxim 10-15 mii. Și când spun maxim, știu despre ce e vorba. Acei 10-15 mii fericiți care ar putea să beneficieze de aceste fonduri vor trebui să fie niște persoane extrem de informate despre ce înseamnă aceste fonduri, să știe să-și facă niște proiecte, să urmărească, să-și propună în planurile lor de afaceri niște lucruri, niște pași concreți. Pe când marea masă a populației rurale nu va accede la aceste fonduri europene decât prin prisma subvențiilor plăților directe. Care sunt, care, mă rog, nu fac stabilitate socială, fac pace socială. Da, dacă e să vorbim despre asta. Ia și tu acolo să nu îți vină să latri la lună și trece timpul, treci și tu și zici adio agriculturii. Da. Și vieții. Pe lângă subiectul ăsta, tot prin acest program de dezvoltare rurală se încearcă să se obțină, mă rog, să se poată finanța și anumite investiții care să diversifice activitatea din spațiul rural. Pentru că poate România nu are, din punct de vedere statistic, o depopulare foarte mare de la nivelul ruralului. Pentru că lucrurile nu sunt extrem de, să zic așa, de poate duse în cercetare, în amănunțime. Dar foarte mulți dintre cei care au emigrat din România sau, mă rog, lucrează în alte state ale Uniunii Europene provin din mediul rural. Știm cu toții că există familii care nu mai au fie mame, fie tați, fie ambii părinți. Da? Da? Există, în rural este o mare problemă cu partea tânără, să zic așa, a celor care ar putea să preia aceste exploatații. Și tocmai de asta programul de dezvoltare rurală încearcă ca, pe lângă un sprijin investițional pentru câteva, v-am zis, maxim 10-15 mii de fermieri, să mai vină și cu parte de diversificare activităților, adică să financeze câteva tipuri de activități care ar putea să mai fie finanțate în spațiul rural și care i-ar putea motiva pe oameni fie să se întoarcă acasă, fie, dacă sunt dintre cei care au rămas, să își dezvolte și altceva, pentru că vedeți, discrepanța asta între rural și urban este foarte mare, așa, din punct de vedere al traiului. Comoditatea e mult mai mare la oraș și toată lumea tânjește într-un fel sau altul după o viață cât mai comodă, că cam asta e societatea în care trăim. Vrem să mâncăm cât mai bine, să muncim cât mai puțin, să stăm în mașini cât mai confortabile, casele să refie. Și acum trebuie să spunem, tractoarele sunt foarte confortabile, fraților. Tractoarele sunt, cum să spun eu, de la NASA. Dar trebuie să te scoli de vreme, să nu stai acasă, știi? Indiferent de vreme, să te duci să lucrezi. Nu sunt lucruri așa de plăcute. Cel puțin pentru cineva care a mai gustat din, să zic așa, din savoarea orașului, unde, mă rog, te deplasezi dintr-o parte într-alta cu mijloace de transport. Adică lucrurile sunt mult mai facile și atunci se încearcă prin aceste fonduri europene să se contracareze această, cum să vă spun, discrepanță între rural și urban, numai că e foarte greu. Foarte greu pentru că sunt multe tentații. Deci povestea asta a fixării populației, domnule profesor, prin politici, să spunem, agricole sau politici de stat, nu mai contează. Din punctul meu de vedere, în România nu se întâmplă. Avem acest program național de dezvoltare rurală care se bizuie pe niște resurse care vin în 85% mai bine ca proporție din fondurile europene. Dar cei care ar putea accesa și care au capitalizat, să spunem, nu știu, experiență cel puțin, nu, și bani. Cei care lucrează afară nu prea sunt părtași la povestea asta, pentru că, nu știu, afară, eu nu știu, Ministerul Agriculturii, dacă a făcut campanii, dacă merge să le vorbească, nu știu, le transmite probabil felicitări de Crăciun, de Paște, de habar n-am ce face. Dar oamenii ăia care stau acolo în străinătate și muncesc pe plantațiile străinilor acolo, ar putea să vină acasă, pentru că au adunat și niște bani, sunt cei care au susținut România din punct de vedere economic, în mare măsură, cu injecția de finanțe pe care au trimis-o aici. Însă nu sunt învățați și ce li se întâmplă. Se păcălesc a doua oară. Oamenii aia de acolo vin în general acasă, că-i la certeze în
în nordul României, că e Maramureș, și pune între două case tradiționale, pune o plombă de aia, o oroare arhitecturală, că așa a văzut el și a zis, bă, trebuie să am și eu statut social. Când vin acasă, să se închine vecinul din stânga și din dreapta, de la parterul lui de casă, mă rog, din lemn, la mine acolo, care stau în balcon la etajul 2 și zice, să trăi stăpâne, bine ați venit acasă. Dar el, săracul, trudește vai de capul lui acolo și muncește 10 ani și face casa la roșu, mai pleacă 10 ani ca să-i pună termopane și să își cumpere 3 bibelouri să le pună pe mobilă. Ori, oamenii ăștia ar trebui să fie, nu știu, cum ar trebui să fie, domnule profesor, că sunteți un om care învață copiii la catedră, iluminează, le deschide mintea. Ce ar trebui să facem pentru oameni, ca oamenii ăștia să vină acasă și să înțeleagă, da, acasă face sens să fie acasă? Lucrurile sunt mult mai profunde aici. Plusul de cunoaștere, plusul de acumulări cu care ei vin sau potențial ar putea veni, nu prea se pot altoi pe realitățile, nu prea pot prinde plântuța aia, dacă păi o de ce aduce. Pentru că suntem într-o altă dimensiune economică. Da. Suntem pe alte dimensiuni, pe alte realități. Și haideți să luăm câteva chestiuni clare. Doamna Vivian a spus ceva. A spus, domnule, noi astăzi susținem agricultura pe doi mari piloni. Susținem pe suprafață și susținem pe investiții. Frumos. Pe investiții puțini, ne adesăm punctelor de forță, pentru că asta este liberalismul crud, cinic al europenilor. Da. Nu ne ducem pe perimetru, pe suprafață, pe tot spațiul, ci ne ducem pe punctele de forță. Și ele vor mobiliza, infuzăm acolo și ele au capacitatea de a mobiliza precum rotocoalele dintr-o lac când arunci piatra. Pe de altă parte, în pilonul 1, susținem și susținem din perspectivă socială. Bun, ne oprim aici. Dar aceste două modele, problema este dacă duc sau nu conduc către performanțe. Ne duc sau nu ne duc către piață. Pentru că, în fapt, noi ce căutăm? Piața. Noi suntem într-o economie capitalistă, vă spuneam ceva mai devreme, în care noi trebuie să înțelegem că economia e egal piață și invers. Ori, în agricultură avem nevoie de piață. Cele două direcții duc către piață. Dacă punem modelele prezente, filozofia prezentă, de susținere, cu cea petrecută în Europa 40 de ani, din 1962, de la aplicarea politicilor agricole până în 2003, până la reforma Fischer, o să ne dăm seama că suntem pe o altă filozofie, cu alte instrumentar de lucru. În perioada primilor 40 de ani de aplicare a politicilor agricole, performanțele obținute de europeni au fost fantastice, fantastice. A fost una din cele, politica agricolă a fost una din cele mai mari invenții ale creației sociale, economice, create de om. După 2003 s-au schimbat regulile jocului în preajma intrării valului, primului val din Est, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, etc. Noi am intrat într-o altă, în 2007, beneficiind de o altă filozofie de susținere, în care piața e puțin volatilă din punct de vedere al țintelor. Așa e. E ce lucru? Clul, cheia problemei. Bun, domnule profesor, dar stați puțin. Ce facem? Bun. Avem o piață, așa cum e, spuneți dumneavoastră, volatilă, impredictibilă, nu știu unde te aruncă, într-un șanț sau în celălalt. Totuși, eu cred că la nivel, pe lângă partea asta, să spunem, de sprijin european, un stat care are un proiect de țară, are, nu știu, măsurile cu care, până la urmă, încearcă să, nu știu, să... Mă, nu faci protecționism. Deși câteodată vezi și Franța, când a trecut prin criză și a spus, noi ne punem mâna peste Renault, ne punem mâna peste Citroën, ne punem mâna peste companiile care sunt ale noastre, pentru că alminteri arunci în aer ce? O piață a muncii. Faci fenomene sociale pe care trebuie să le gestionezi și o vei face cu costuri foarte mari. Și atunci a spus, băi, uite, ne lepădăm puțin de rigorile astea ale pieței care ea singură se autoreglează și îi dăm așa, un pic de un șpan de energie din partea statului. Statul român, să spunem, nu putea să spună, domnule, piața cu predilecția ceea ce produc în România e piața românească. Și să faci în așa fel, știu eu cum, prin politici, prin școală, de pildă.
Bă, să-i educi pe ăia de la școală care merg în universități și în licee să consume produs românesc, să-i încurajezi să fie mândri, așa cum spunem în voxul ăla, care o să-l vedem imediat, că suntem mândri că suntem români. Mare brânză. Ne-am născut români, alții unguri, alții evrei, alții așa mai departe. Nu poți să fii mândru că ești ceva. Ești ca atare. Dar, dom'le, fă politica aia, așa cum toate țările din Occidentul ăsta, în care facem și noi acum parte integrantă, cât de cât, am aderat, nu ne-am integrat încă, mă rog, fă așa fel încât să-ți câștigi propria ta piață. Încât amărâtul ăla care lucrează pământul în România, el și cu Ghiță și cu Mihai, care stau împreună și fac o cooperativă, să-și poată livra marfa în piața asta. Nu cred că nu există niște ingerințe ale politicului, dacă vreți, în economia de piață, încât să, nu știu, să se simtă asigurat cumva Georgică că nu produce degeaba și că nu se bate cu Van Damme din Olanda sau din Franța. Pe același teren. Cum susținem până la urmă, dincolo de regula pieței comune și, nu știu, regulile ei intrinseci, ceea ce se întâmplă în interiorul unui stat? Haideți să vă spun o întâmplare tragică, dar ea a fost, acum, din perspectivă, pare puțin hilară. Noi am renunțat la... Unii mor de râs, da. Și, da. Și râsul poate fi câteodată... Noi am renunțat la susținerea prețului din agricultură în 1997, spunând atunci, suntem într-o economie capitalistă. Prețurile se formează la piață, libere. Europenii n-au renunțat, le aveau sub control din 1962 și au renunțat în 2003, repet. Dar noi am fost mai grăbiți. Suntem de anticipație noi. Noi suntem science fiction. Da. Deja, partea în agricultură. În agricultură. Prețurile. Agricultura este o ramură. Și aici eu am avut mari discuții cu colegi. Agricultura este o ramură vagon. Mulți o așează, vor să o facă locomotiva. Aceia nu, ori nu știu, ori dacă știu, înseamnă că abordează lucrurile dintr-o perspectivă mai puțin conformă. Domn profesor, mai populist. Se spune în cască de vreo 6 minute că trebuie să luăm o pauză de 3 minute. Vă rog să mă iertați, luăm pauza de publicitate, ne întoarcem imediat, vedem ce am fi putut să facem și n-am făcut. De ce câteodată ca fetele mari ne grăbim la măritiș în loc să așteptăm să, nu știu, să ne pețească la un moment dat cine trebuie. Pauză și ne întoarcem.